Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face de toate celor asupriți, de pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei înconvoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijine pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul! Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre psalmul 146. Este un psalm care vorbește despre puterea și bunătatea lui Dumnezeu. Pământul întreg este într-o forfătă continuă, într-o agitație continuă și toate lucrurile se derulează cu o viteză incredibilă. Timpul trece și toate lucrurile tind într-o direcție a vitezei. Totul trebuie să fie făcut cât mai repede și cât mai bine. Avem vieți aglomerate și încărcate. Multă agitație, sunt probleme pe alocuri, catastrofe, cutremure, vești de războaie, boli, panică și îngrijorări. Dar uităm un lucru, faptul că Dumnezeul nostru este suveran și El știe și vede absolut tot ce se întâmplă în acest univers și pe acest pământ. Versetul 6 din Psalmul 146 spune că El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia sa în veci. Iar acest psalm ne îndeamnă să ne oprim în toată alergarea noastră, în toată această agitație interminabilă și să luăm aminte la măreția lui Dumnezeu și să-i dăm lauda cuvenită. El ajută pe cel nenorocit și coboară pe cei răi în pământ și tot El iubește pe cei ce se tem de El, pentru că El este stăpânul întregului univers și al întregului pământ. Ce minunat! Și El se îndură și de noi, ne dă viață, ne dă speranță. Slăvit să fie numele Său, mare este Domnul nostru. Acest psalm ne cheamă în mod special să lăudăm pe Domnul, pentru că El merită toată cinstea și toată lauda noastră, iar noi, fără El, suntem nimic. Nu avem niciun merit. Psalmul 34 cu versetul 5 spune că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Lăudați pe Domnul! Laudă suflete pe Domnul! Fiți binecuvântați oriunde v-ați afla!